Un accident rutier în urma căruia patru persoane au fost rănite s-a înregistrat joi după amiază pe drumul național 17B pe raza orașului Broșteni. Cercetările efectuate de polițiști au stabilit că incidentul a avut loc după ce un bărbat în vârstă de 68 de ani, care conducea un autoturism pe raza orașului, după o curbă la dreapta pe sensul de mers din spre Vatradornei spre județul Neamț, în zona Pietroasa, a pierdut controlul asupra vehiculului, intrind în coliziune cu un stâlp de la rețeaua de electricitate aflată pe marginea arterei rutiere, după care a spulberat gardul unei din zonă. În urma impactului, o femeie în vârstă de 63 de ani, pasageră în mașină, a fost rănită, iar șoferul și alți doi ocupanți ai autovehiculului au suferit diferite leziuni. Toate victimele au fost stabilizate la fața locului de echipajele de intervenție, după care au fost transportate la spitalul din Vatradorne pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate. Verificarea șoferului cu aparatul etilotest a stabilit că acesta nu consumase băuturi alcoolice înainte de a porni la drum. Tot victima unui accident rutier a fost joi dimineață și angajatul unei societăți de salubrizare. Acesta a fost lovit de un mașină condusă de o tânără în vârstă de 21 de ani pe drumul județean 178A în interiorul localității Șcheia, în zona unei succesiuni de curbe, în dreptul unui imobil. Conducătoarea auto l-a surprins și accidentat pe un bărbat în vârstă de 51 de ani din comuna Drăgoești, care era angajat în traversarea drumului. Omul se afla în timpul programului de lucru, desfășurând activități de colectare a gunoiului. După producerea incidentului rutier, bărbatul a fost transportat la Spitalul Județean de Urgențe Sfântul Ioan cel Nou, Suceava, fără a rămâne internat.